Ne întoarce, dragă mă. Cu spatele. Mă, da, rău te-am mai pocit. Ele mei, Ana? Da. Ia du-mi-l încoace pe pungașul de Trișca. Ia vină încoadră. Doamne, ce croială tâmpită. Te strânge de ție ochii, a? Ia cheamă-l încoat tu pe podoaba de tactu. Fă-te încoamă, boule! Nu tu, mamă, nu tu. Nu ți-am spus să faci caftanul mai lărguț? Nu ți-am spus? Pe lângă că băiatul mai crește, dar slăbuț cum e dragul mami, pare și mai slab. Văz că taci, dobitocule. N-ai nimic de zis. Ba da, cu coană. Eu n-am învățat meseria de la altul. M-am bătut capul singur să învăț. Nu v-am spus de la început să chemați un croitor mai ca lumea? E o judecată de dobitoc. Parcă trebuie să fii cine știe ce meser ca să faci o haină ca lumea. La cu coană, un croitor de meserie învață croitoria de la meșter. Nu ca mine așa din... din aia. Mai e și obraznic prostul. Învață unul de la altul, bă! O întrebare. De la cine a învățat întâiul croitor de pe lumea asta? Zice-o! Ce să zici? Zic că ăla punea și mai prost decât mine. Aoleu, cât te mănânc! Mamucă! Te-am chemat pe tătuca și au zis... Vine, da! Adu-l în brânci dacă nu vine cu binele! Iată pe tătuca! De ce fugi așa de mine, boierule? Cască ochii! M-am împiedicat! Cască ochii și uită-te la băiatul dumitale cu ce haine l-a pricopsit Trișca de ziua logodnii unchiului său. Da. Uite! Sunt, cred, o leacă prea strâm, largi, largi acum. Poate ar trebui să fie mai ajustate. Mai ajustate. O să te dau eu pe mâna lui Trișca să-ți ajusteze ție mintea nițeală. Am crezut că ai văzut și matale. Dar ce să-i chioară ca tine? Dar ce să mai vadă ochii mei după ochișorii matale, mă? Alal, bărbat, mă, Dumnezeu, unde-i strâmbile de larg? Știi că în toate mă iau după tine și te ascult și te urmezi. Da, atunci fă bine și ia-te jacul după mine, că dacă tu te iei după mine, nu vreau să mai iau după sluci. Fă bine și înhață-l pe ăsta de urei. Înhață-l acum imediat și cu un băt mai lung. Despre ce și despre cine ai vorba? Păi tocmai astăzi v-ați găsit de ziua logodnii mele. Lăsați-o pe mâine, că dacă e vorba de... Vă dau și eu o mână de ajutor. Să nu-mi spuneți mie scotigând, dar știți că se vând cu tine ca două picături de apă. Nu scapă unul de apă din gheara mea. Dar ce te-a supărat așa? Pune-te în locul meu, frățioare! Treci, dragul mea, acolo să te vadă și un chiuleț. Uite-te. E prea larg costumul ăsta. Cum o să fie prea larg? Acum văd și eu că e prea strâmb. Acum vede și e prea strâmb, da. Nu e nici prea strâmb, nici prea larg, e tocmai cum trebuie. Bun meșter a fost croitorul. Măgarule, ieși afară! Eremevna! Da, strâmb, da. Du-te și dă-i băiatului ceva de mâncare, că a pus acuși pică de ascălin. Vai de mine, stăpână mea! Dar chiar adineul, domnișorul a avut bunătatea să mănânce vreo 5 plăcențoaie. Mă să zic că le-ai și numărat, putră. Nu te-ai îndurat să-i o dai și pe a șase. Nu te-ai îndurat. Să-i fie de bine, maică. Să-i fie de bine. Eu am spus-o tot pentru Mitrofan Terentievici. Toată noaptea s-a văitat drăguțul de el. Și acum îmi spui? Până acum nu mi-ai spus nimic, ca dragul, mami, te-a dus ceva? Da, mă, că nu știu ce am avut, că aseară mi-a venit rău, cred că de la ăsta, de la stomac. Te-ai fi îndopat prea mult la masă. A, e, să știi că nici n-am prea mâncat, știi? Am băgat și seama aseară, că tu te-ai băgat în gură. N-am băgat. Câteva bucățele de șugă, 5 sau 6 plăcințele, 12. Omul, n-am mâncat nimic, m-am mâncat. Toată noaptea a murit de zete, a băut un hărtău de pas. Hai, mă, că și acum umblu cam nou. Și ce crezi, cum adormeam? Visam tot felul de măscări. Ce fel de măscări, Mitrofan? Nu, păi măscări că te vedeam când pe tine, mă bucă, când pe tătuca. Nu prea înțeleg, Mitrofanușca. Hai, mă bucă, dar de cum îi vedeam ochii,
Și vedeam că lei te tătuca la palme și la ghiot. Fugi-mă de aici, mă, să nu-i vreo idee. Vai, m-a apucase așa o milă. Și de cine ți-era ție milă, Mitrofan? Ei, cum de cine, mămucă? De tine. Că tare erai obosită decât la sinopit în bătare. Ui, mami, drag. Că atât am și eu pe lume un copilaj. După câte vedea, Mitrofan, și că tu ești mai mult al mamii decât al tatei. Ce să mai spun? Sunt foarte fericit de el. E cu minte, e cu minte, e deștept, e isteț. Și pe deasupra mai e și plin de haz. Uite câteodată mă și minunesc, parcă n-ar fi copilul meu pe o fi el plin de haz, dar văd că am băsul umflat. Aude, dragul mami. Ce? N-am trebuit să trimitem noi după un doctor la oraș? Nu, mamă, că las că-mi trece, dar îmi dai voie să mă joc la porumbi. Du-te, dragul mami, du-te, că poate să-ți trece. Mai tu să mă joc la porumbi. Surioară dragă, dar eu nu-mi văd logodnica. Am crezut că ai chemat-o și pe ea. Păi de seară facem logodna și ea nu știe nimic. Nu crezi că ar fi cazul să-i aducem la cunoștință că se mărită? Ce te grăbești așa, frate? Dacă îi spuneam, putea să creadă că o întrebam și pe ea. Nu știi că nu-mi place să dau socoteală nimănui de ceea ce fac. În ceea ce ne privește pe noi, ne-am purtat cu Sofioșca ca niște adevărat părinți cu o biată orfană. Tatăl fetei a murit când fata era de o șchioapă și pe maica s-a luat Dumnezeu acum 6 luni. Domnul Starodumunchiu, fetei, a plecat în Siberia și trage nădejde că acolo a murit și el. Am luat-o în casa noastră, îngrijim de ea ca de copila noastră. Mi-a fost milă de ea, îngrijim de ea și de moșia ei ca și cum a fi a noastră. Așa că ne-am... Dar ce te apucă să trâncănești așa, boierule? Frate, mi-ar putea să creadă că am luat-o din vreun interes la noi. E, cum o să creadă așa ceva? Dar ce poți să pui mâna pe moșie și să o bagi în buzunar ca pe nimic? Să fim serioși, ce dracu? Moșia ca moșia, chiar dacă ați fi pus voi mâna pe ea, tot nu sunt eu omul să vă caut fricile prin judecății. N-am călcat într-o judecătorie decât mă știu și fug de judecător ca dracu de tămâie. Mă fură vreun vecin, îl las în plata, domnule. Știu eu să-mi scot pârlea la cuvânt și îndesta de la țărani. Adevărul că ți s-a dus bestea, că știi să iei 7 piei de la țărani. E adevărat, noi suntem niște proști în privința asta. Spune-ne și nouă, frate, cum faci? Cum faci? Că noi, după ce le-am luat țăranilor și ce-au mai avut, nu mai echip vai de capul meu să-ți mai stoarce nimic de la ei. Vă spun, surioare, dragă, dar mi-o dai pe Sofiușca. Ce așa de mult la slăbănoaga asta? Dacă stau să mă gândesc prea bine, nu. Atunci, poate ți-s mai dragi satele de pe moșia ei? Nici asta dacă mă gândesc. Atunci? Altceva mă ispitește pe mine, ceva la care țin ca la ochii din cap. N-am putea ști și noi ce acel ceva? Porci, surioară, de pe moșia fetii. Un neam de porci cum n-am văzut în viața mea. Când îi ridici în picioare, sunt așa ca noi. Adică ce spun eu, că nu le ajungi cu fruntea până la gușă. Pe lângă porcii fetii, porcii cei lasă niște pleacă. Sofiușca, dar ce-i bucuria asta pe tine, fata? Scrisoare de la unchiul. De atâta vreme n-am mai știut nimic despre ea. Săracul de el, dragul de el. A sosit la Moscova, uitați ștampila de pe scrisoare. Ce-s prostiile astea? Unchi, tu, Starodum? Ce-ai nebunit? Când l-ai iliatat noapte? Nu știam. Să fi fost vorba că a murit. Ia că așa n-o fi murit. După tine n-are voie omii să moară dacă vrea, nu? Ia să mă mai prostești cu pe mine cu tâmpenile astea. Știi ce cu vrea ea? Crede că ne sperie și se scapă de la noi. Hai, ce-și-o fi zis ea, mititita? Lasă că unchiul meu e om deștept și dacă află că am încăput eu pe mâni străine, mă scoate el de aici. Nu te mai amăgi, fată. Nu te mai amăgi. Unchiul tău e mort, de-a binelea pricepi. De-a binelea. Da, dacă n-a murit. Da, așa e, dacă, Doamne ferește, n-a murit. Cum n-a murit, mă? Ai uitat că l-am pus la biserică în pomelnic? A, îi pomenim sufletul de nu știu câte luni încoace. A, murit. Ei, să fiu așa de păcătoasă, nu-mi primească Dumnezeu rugăciunile. Dă-mi tu mie scrisoarea asta. A, știu eu de la cine trebuie să fie. De la ofițerașul ăla cu care umblă ea să se mărite. Ia uite, frate, unde am ajuns. Ca fetele să știe care trebuie să primească scrisori. Da.
Puteți să o citiți și dumneavoastră personal, să vedeți că e cuvincios. Eu personal? Trebuie cine mă iei? Am rău că am primit atât de educație. Pot și eu să primesc scrisori, da, dar dau poruncă să mi le citească altcineva. Ia citește-o tu. Știi că mie mi-e cam greu când... Semne că ai primit și tu o educație de fată mare. Citește-o tu, frățioare. Eu? Să mă ferească Dumnezeu. De când mă știu, n-am citit nimic în viața mea. Tu își dați-mi voie să o citesc eu. Ia uite-mi de fiecare, ea se pricepe. Dar ce încredere să am eu în tine, fată? Lasă că vin profesorul Mitrofanu și care încoace și le poruncesc lor să o citească. Ah, iată și pe simpaticul nostru musafir. Frate dragă, îți prezint pe domnul Pravin. Domnule Pravin, îți prezint pe fratele meu. Da, îmi pare bine de cunoștință. Și mie. Dar n-am auzit prea bine cum e numele, nu l-am deslușit. Mă numesc Pravin. Cum? Pravin. Deslușit? Din ce loc ziceați că sunteți? Adică ziceam că unde sunt moșiile dumneavoastră, ziceați? Nu, n-am zis nici dincolo, nici dincoace, dar pot să zic, dacă vreți să cunoașteți neapărat identitatea mea, așa? Că m-am născut la Moscova. Ah! Iar moșia mea se află în ținutul acesta. Da! Sunteți satisfăcut? Da, da, eu vreau să te mai întreb ceva. Nu te super că eu tot n-am înțeles numele. Prin partea locului sunt porci. Dar mai lasă-mă, dragă, în pace cu porcii tăi! Lasă-ne pune cazurile noastre acum! Domnule Pravin, aș avea o rugăminte. Uite, ne-am luat sarcina să creștem o fată. Mai că fata asta s-a cam învățat să primească scrisori de la tot soiul de unchi. Știi, și unii unchi au început să-i scrie și de pe lumea cealaltă. Fii bun, dumneata, te rog, și citește, nu? Ca să auzim și noi. Dar vă rog să-mi iertați, doamnă, dar sunt obișnuit să nu citesc scrisorile fără consimțământul celor care le-au scris. Păi, eu am primit-o. Vă rog să o citiți. Cu asentimentul dumneavoastră, da. Permiteți? Scumpă nepoată, treburile m-au silit să stau câțiva ani departe de neamuri și depărtarea m-a lipsit de bucuria de a avea vești de la voi. Mă găsesc la Moscova. Ia uzi. Am căutat să dau pildă că se poate agonisi o bunăstare prin muncă cinstită. Ajutat și de noroc, am adunat o avere care mi-aduce un venit de 10.000 de rubli. 10.000 de rubli? Avere pe care, scumpă nepoată, ți-o las moștenire ție. Sofia moștenitoare. Doamne, ce moștenire, doamne! Noroc porcesc. Sofiușca! Să ne trăiești, Sofiușca! Scumpă mea, Sofiușca! Doamne Dumnezeu! Nu că vine să nebunească. Ce bucurie, doamne, ce bucurie, nu mai trebuie decât un soțior. Nici n-am visat eu o mireasă mai minunată pentru Mitrofanul și gata. Doamne, ce unii, ce unii. Păi bate el apa și să-l iară că am picat la țang. Te cam dorești, frățioare. De ce? Trebuie să întrebăm și fata. De unde știu eu că vrea să te ia pe tine, frumosule? Da, stai, unde mi-ai scos-o, că nu-i zic, acum să-i cer și apărare. Îmi dați voie să citesc scrisoarea mai departe? Aha, citește-i, că negușorile, că poți să o citești și 5 ani în șir, tot nu găsești tine ceva mai bun decât 10 ani. Da, chiar așa. Ai tu cu mine, mi-atac. Ai tu, păfușe, mi-atac. Boierule! Să stăm și noi puțin de luat. Boierule! Boierule! A venit armata la noi pe moșie! Băi de mine! Ăștia mă sărăcesc de tot! De ce vă speriați așa? Păi da, a mai fost la mine armată și am văzut... Au ăsta și nu sunt de capul lor. Sunt conduși de un ofițer. E, tu mai dai, mă. Să mergem mai bine să stăm de vorbă cu el. Bine, mergem, da. Să știți că eu mai bine nu m-aș arăta, că eu am mai fost la mine pe moșie niște... Nu prea sunt semne de logodnă astăzi, e mai bine mă duc să mă plimb, să văd câți purcei a fătat scroafă. Ce fericire nemaipomenită! Ce bucurie, Milan! Dar cum se face că ne întâlnim tocmai aici, la capătul lumii? Am să-ți povestesc ca unui prieten drag. Am fost numit membru al administrației locale din acest ținut și am ordin să cercetez la fața locului pe toți cei care, având putere, abuzează de ea. Sunt de câteva zile la acest moșier nătânga, cărui soție este o patoste pe capul întregii case, a întregului sat.
Dar ce e cu tine? Pare preocupat de ceva. Mai zăbăvești mult aici? Câteva ceasuri. Dar de ce atâta grav? Am și eu un ordin. Trebuie să-mi duc unitatea mai departe. Vreau să ajung la Moscova cât mai iute. Totuși, de ce atâta grabă? Sunt îndrăgostit de o fată. Care mă iubește și ea. Mi s-a spus că murind maica sa, niște rude ar fi luat-o la moșia lor. Nu știu ce fel de rude și ce fel de moșie. Bănuiesc însă că a încăput pe mâna unor hrăpăreți. Care speculează averea și o supresc. Vezi, gândul ăsta mă face să-mi ies din fire, îmi vine să ne gândesc. O ticălășie asemănătoare se petrece și aici, în casa asta. Îmi dai voie să te întreb cum o cheamă? Cum să nu se poate? E cu neputință. Ce am? Milo. M-ai întrebat cum o cheamă, ce să... Sofiușca. Da. Sofia, ce-i cu tine? Ce cauți aici? Nici nu știi câte suferințe am îndurat în clipa despărțirii noastre. Niște rude nemernici. Rude? Le mai numești și rude? Stai, ce s-a întâmplat? Astăzi pentru prima oară s-au purtat altfel cu mine. Aflând că unchiul meu mă lasă moștenitoare, s-au schimbat pe neașteptate. De la grosolanie și mitocănie au trecut mult la blândețe și la drăgănășenie. Va mai mult la slugărnicie. Observându-le ultimile puteri, cred că și-au pus în cap să mă facă mirea sau dragile lor. Sofia, și nu le-ai spus că inima ți-e dată, că eu? Nu. Adversarul meu are noroc. Nu vreau să-i tăgăduiesc meritele, nu? Dacă le are, le are. Poate că e deștept. Da, este. Da, poate că e cult. Da, mai ales cult. Poate că e politicos. Da, și foarte politicos. Dar poate râd lucru. Nu te poate iubi ca mine. Asta nu. Doamne, dacă l-ai vedea în carne și oase, gelozia ta ar atinge culmea. Mă închipui ce merit are. Nici nu ți le poți închipui pe toate. Deși are numai 16 ani. 16? Am trecut toate perfecțiunile și nu mai rămâne de birui niciuna și nu mai are de învățat nimic. Nu vă înșelați, domnișoare. După ce îi spărâi cu ceaslovul, se apucă de saltire, vă spun eu. Vă să zic, am de cine să mă tem. Firește. Iertare. Dar totuși, ce le-ai răspuns? Le-am spus că totul atârnă de voința unchiului meu. De altfel, el a promis că vine scrisoarea pe care nu v-a lăsat să o citiți până la capă domnul Scotinin. Da. Scotinin? Prezent! A, ascultați pe furiș, domnule Scotinin! Cine eu fac? Cum v-am stat? Nu, dar treceam pe lângă dumneavoastră și pentru că m-am auzit strigat, am răspuns. E un obicei al meu ăsta. De câte ori m-au strigat, răspund. Păi ce vă închipuiți? Am făcut armata la regimentul de gardă. Și am ieșit caporal. De câte ori se făcea să fiu strigat la apel, Taras Cotinin, răspundeam și eu răspicat, prezent! Numai că de data asta nu erați la cazarmă și nici nu v-a strigat nimeni! Așa că puteți merge înainte, încotro ați pornit. Dar eu n-am pornit spre niciun încotro. Nu, eu mergeam așa, dus pe gânduri. Și că ăsta e alt obicei al meu. Când îmi intră mie ceva aici, nu mai scos nici cu creștele. E de ajuns să-mi intre mie ceva în cap, că aici îmi se penește. Dar și numai lucrul ăla îl văd, aievea ca în somn și în somn ca aievea. Și acum, la ce vi s-a înțepenit gândul? Judecă și dumneata. Judecă, ești om deștept. Sorile m-a chemat încoace ca să mă însoare. Și de bine ce-am venit, dacă mă întoarce. Zice că ce nevoie ai tu de nevastă, ia-ți mai bine un porc. Da. Sora, păi ce poate ea să mă ducă pe mine de nas? Se gândește la o nuntă, însă nu la dumneavoastră. De ce are a face? Pentru că eu nu vreau să încurc pe nimeni, fiecare cu mireasa lui. Eu nu mă ating de mireasa alta, nici altul să nu se atingă de mireasa mea. Așa că fii liniștită, puicuță, că nu-i tăia nimeni. Eu, puica dumitare? Da. De unde și până unde? Ce obraz. De-ată ce te-ai speriat așa? Dumneata, bărbatul meu și soția dumitare. Asta e bun. Nu m-am mai văzut. Da, te poți supăra pe Scotinii. Păi, dar ce ți-e scris, nu se șterge, puicuță? Păi, nu da cu piciorul la asemenea noroc. Numai 10.000 de ruble din partea ta nu mi-a căzut pe cap o asemenea plașcă de cum mă știu. Păi, o să trăiești cu mine cântând, cu banii ăștia. Cumpăr toți porcii din lume și am să fac să se ducă vestea că numai porcilor le merge bine în ținutul ăsta. Pe domnule Scotinin, dar dacă la dumneavoastră dobitoacele sunt atât de fericite, nu o să-i meargă prea bine soției. De ce? Din pricina porcilor și a dumneavoastră. Păi cum adică ce-ți închipuie? Că n-am destule încăperi?
Păi îi dau camera din colț aia cu lavița la sobă. Păi cum crezi? Păi dar n-am eu o păcină pentru fiecare purcică, n-o să am eu un loc pentru nevestica mea. Și comparați-mi, doamne! Nu mai saltați așa, că sora dumneavoastră vă joacă ca pe o minge! Ce minge e? Ai dat de... Când îi dai eu cu ea o dată de pământ, n-o mai scoală de jos tot satul. Sigur că vrea să o dea după fiul ei. Cum după fiul? Un nepot să umfle fata unchiului? Unde e? Unde e? Unde e să l-o iei rupoasele? Să fiu porc! Să fiu porc de tot viața! Una din două! Ori eu mire, ori Mitrofan stă la spital! Nu-mi pune nici el mâna pe carte! Nu-mi pune nici el mâna pe carte! Ia mai tași din gură, culam să văd una! Am să te spune o mămuca și o să-ți scarme de carieră, ai să vezi? Ia zi-mă un coace! Nu vreau! Prietenușca! Nu vreau! Hai, nu te colzi! Te cheamă unchiulețu! Bine ai venit, unchiule! Dar ce-ai pățit ești așa de otrăvit? Mitrofanușca! Uite-te în ochii mei! Nu vreau! Hai, măicuță, ascultă! Hai, maică! Hai, ascultă! Ce să mă mai uit la ce? Nu-i unchiul meu? Ce să mai vedea? Mitrofane, repet, uite-te în ochii mei! Nu vreau! Hai, măicuță! Ascultă-l, nu s-o părată, unchiulețu! Păi tu nu vezi ce frumos să holbează la tine? Hai, fă și tu ca el! Fă și tu ca el, hai! Mitrofane! Ești la o palmă de moarte. Nu vreau să intru în păcat. Am uitat că s-a apucat de picioare și te-aș da cu capul de toți pereții. Mitrofane, mărturisești adevărul. Nu vreau să intru în păcat. Îmi iau păcat asupra mea. Sunt vinovat față de Dumnezeu și față de țară. Na, cântărește-ți binecuvintele. Să nu ești. Să nu ești mai vinovat decât ești și mai schilot din bătaie. Vai de mine, așa nevinovat? E adevărat că vrei să te înșoară. Doamne, vroiam din toată inima să-ți mulțumesc pentru felul cum îți mulțumesc soldații. Pentru prea puțin. Nu, ai puțin se cheamă asta, domnule capitan. N-am văzut în viața mea soldați ca ăștia, de un pai nu s-au atins. Nu fi supărat, te rog, pe slutul de bărbat, că nu te-a găsit. Dar nu face nimic, doamnă. Nu, nu, să știi că ăsta, de când e pe lume, n-a știut să găzduiască pe cineva. Nătâng s-a născut și nătâng o să moară. Da. Nu știu ce are, că l-a apucat așa din senin, o tâmpenie, dintr-o dată și încremenește, da. Îl vezi că dă ochii peste cap și rămâne ca de lemn. Ce noi am făcut? Cât te n-ai înghițit de la mine? Nu că pot să-l întreb, dar degeaba, degeaba. Și când se trezește de amorțeala asta, îi turie gura niște dobitocii de rămâi așa. Îți vine serosul Dumnezeu să-l încremenească odată de toți pe veci? Totuși nu vă puteți plânge, este o fire blândă. Ca un vițel, domnul meu, ca un vițel.
Altfel n-ar fi atâta varavabură în casa asta. Toate au căzut pe capul meu. Asta n-am învățat că o casă se ține cu strășnicie, că atunci când cineva e prins cu ceva trebuie numai decât pedepsit. No, toate au căzut pe capul meu. De dimineața până seara nu mai am odihnă, parcă aș fi spânzurată de limbă. Da. Eu poruncesc, eu o cărăsc, eu snopesc, numai eu tăicuțule pe așa de ține casa. Nu mai e mult și o să fie ținută și într-alt fel. Uite și azi dimineață a avut de furcă cu slucile. Și mai mică nu răsură palmele de atâta obosea. Doamne, că zurbagiu mai copilul ăsta. Ui, mami, un copil. Sofiușca, am pregătit odaia scumpului tău unchi. De-abia aștept să-l văd și să-l cunosc pe bătrânul ei. Da, am auzit mult bine despre el. Nici bârfitorii lui nu au altceva de spus decât că e cam ursus. Da. Așa tare înțelept. Și că dacă îndrăgește pe cineva, îl îndrăgește cu adevărat. Iar pe cine nu îndrăgește, acela este un om rău. Nimic nu-mi doresc mai mult din partea lui decât o dragoste părintească pentru Mitrofan. Da. Să fiu și... Nu vrei tu să vezi puțin de odaia unchiului tău? Mm. Mm. Iar a rămas cu gura căscată, boierule. Ia cam binevoiește să o închizi. Și însoțește-o pe Sofiușca, că doar n-ai o logit. Domnule! Nu, nu, mamă, că n-am o logit, dar abia mă mai țin picioarele. Da, mă duc, mă duc, mă duc. Mă duc. Atâta mângâiere am și eu pe lumea asta, Mitrofanușca. Eu mi-am trăit, trai. Dar nu trebuie să-l fac pe el să intre în rândul oamenilor, drag. Mami, drag. Poate că l-a ursit Dumnezeu norocos la naștere. Aaaa, iată și dascăli cu Mitrofanușca. Să doriți cu Teichin. Și Pavlotiță, Părchin. Măi, dracu, cu Eremer, dracu tot. Pace și mulți ani stăpânilor casei și tuturor celor din casa asta. Dorim vării voastre să trăiască 100 de ani și încă 20 și alți 15 și mulți ani înainte. Aș, un camarad de oștire. Am fost postaj de garnizoare să trăiți cu Dumnezeu voastră. În prezent sunt trimis la voastră. Da, și din ce trăiești, cu ce te ocupi? Din ce pot, luminăția voastră, mă zgălesc și eu câteva cuvinte și mă încurc unde Dumnezeu și mai ajut pe slujbașii de aici din oraș. Nu-mi place trădăvia! Pe aici pe acolo mai dau și lecții la copii, cum e cazul copilul boierului de aici, de la dumneavoastră. De 3 ani le luptăm cu fracțiile, dar nu se prea prinde. E o vorbă! Om cu om nu se nivelește! De ce minciune e, nu știu, acolo, Pavlotiș, că n-am luat seama bine. Îi raportam, domnule capitan, că într-o buturugă nu intră în 10 ani nimic, pe când un om pricepe orice, nu mai decât. Dar, dumneata, domnule Cuteichin, domnule Cuteichin, da. Mă ierți că te deranjez. Om cu carte, da? Desigur să trăiți, desigur. Am urmat seminarul eparhiei până la retorică, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am rămas repetent. Am scris consistorului o șalbă cu cuprinsul că eu numitul cutare, adică eu seminarist seritor la clasa de catehism, înspăimântat de adâncimele științe și sfinte scripturi, cer să fiu iertat de școală. A urmat o dumnezeiască hotărâre cu cuprinsul că numitul seminarist cu tare este iertat de orice învățătură, scris fiind să nu se dea mărgăritare la porci, fiindcă le calcă în picioare. Ce dumnezeiască hotărâre! Dar unde e Adam, Adamă, cel nostru, a? Vai, am intrat și la el, stăpână, dar abia m-am ținut afară. Eu fum acolo să-l tai cu cuțitul. Pe m-a fumat de tot, blestematul cu... Sofiușca, chiar mâine dimineață o să plecăm împreună la Moscova. Vai, tățucule, de unde mânia asta? Urgie. M-ai omorât, tătucule, m-ai omorât cu zile, cu zile am să mor de dormine. Tătucule, eu nu pot trăi fără Sofiușca, fără prietena noastră scumpă, tătucule, nu... Eu atâta pot să spun că... Nu știu ce să spun. Dacă ți este atât, dragă, atunci am să-ți mai dau o veste. O iau cu mine la Moscova ca să fac fericită. Mi s-a vorbit de un tânăr, o partidă excelentă, omărit cu el. Nu că m-a omorât. M-a omorât. Ce este? Ce s-a întâmplat? Sofiușca, ce-i cu tine? Te tulbură intenția mea. Să știi că alesul inimii tale, oricine va fi, va avea în mine întotdeauna un prieten. Mărită-te cu cine vrei. Nu crezi în tine că nu te voi asculta. Așa, tată, mai zic și eu.
ai ce să asculți, mărită-te cu cine vrei, numai omul s-o merite. Așa, tăicuțule, așa, așa, nu scăpa logodnicul din mână. Dacă ai în vedere un om distins, un tânăr de ispravă... Care ești de mult din vârsta copilăriei. Dar are ceva plus de-o parte. E afacere bună cu porți. Atunci să fie întâlceaz, porți, stai, ia zântuiește. Ai cu mața mare, ai cu lântișoara. Văd eu că satele care mi le dați sunt dezinteresate. Da. Nu o să mai văd. Hai să vezi, ai să vezi multe unchiulețele când ai să vă cunoști mai bine. Aici nu putem ta de vorbă în legea asta. Nu, așteaptă-mă la mine. Dar peste o oră și aranjăm afacerea între patru ori. Eu atâta pot să spun, fără să mă laud, că altul ca mine greu de gătit. Hai! Sora Dracu. Nu te mira de fratele meu, tătucule, nu. Așa sunteți frăți! Da, tătucule, frate bun, da. Băi, eu după tată mă trag tot din scotine, da. Oameni de altă dată, tătucule, altă dată, alte vremuri. Nu ne dădeau la nicio învățătură, nu, ba se întâmpla să și strige câteodată, am să-l blestem pe copilul care tu-a apucat să vezi ceva de la păgâni. Și aceea nu se mai chema scotinin. Totuși, dumneavoastră, dați oarecare învățătură fiuțului dumneavoastră. Dar după că îmi vezi și dumneata, vremurile s-au schimbat, tătucule. Acum cheltuim și ultima pară ca băiatul de meteritoare. Acum și-a cușit de 16 ani. 16 ani. Și o să fie un ginere potrivit pentru oricine. Totuși, dascălii vin regulat, nu pierd un ceas, doi dintre ei sunt în timp, deși așteaptă. Aș dori din suflet să te minunez singur de cât te-a învățat Mitrofanușca. În ființa asta, eu sunt un judecător foarte slab. Iată-i și pe cei doi dascăli, tătucule. Totuși, astăzi, de-abia a sosit Alineaur de la Moscova și cred că ar avea mai multe nevoie de odihnă decât de laudele aduse fiului dumneavoastră. M-aș odihni bucuros și de drum și de toate cele că te-am văzut și auzit aici. Băi, tătucule, dar toate sunt gata. Eu te-am pregătit odaia cu mâinile mele, tătucule. Sunt recunoscător. Ne întâlnim mai târziu tot aici. Vă rog. Toată inima. Tăpiușca! Tăpiușca! Ce-ai ureală? Toată ziua fără rost. Aici fiecare dimineață de cum răsare moare. Și așa o duci toată viața. Nu faci nimic și numai că te afli în treabă. Da. Nenorocirea aici că după ce că mâncarea e proastă, cum a fost la prânzul de astăzi, nici măcar nu este de ajuns. Dacă nu-mi dădea Sfântul prin cap să mă abat din drum pe la prescurăreasă, aș fi urlat de foame cum urlă câinii la lună. Ce soi de comandanți mai sunt și boierii ăștia în cazarma lor? Ai auzit? Ce viață duc slugile? A? Ai fi fost tu ostaș, ai fi luat parte și la bătălii, dar aici ți s-a înfundat? Ce spui că aud? Da. Am văzut! Am văzut cu ochii mei! N-am auzit! Am văzut cu ochii mei! Ține focul trei ceasuri pe zi! Trei ceasuri pe zi! Ah, mi-e groază! Vai și de păcătosul meu cap! Oftesi, domnici! Nu se zbuciu, mă, inima și-mi tine, paflutăci! Se zbuciu, mă, Sidorici! Când dă-te Dumnezeu, un copil bun, băiat, elev de boier model, de trei ani mă lupt cu căpățâna lui și nu e în stare să numere până la trei. Același mă caz, paflutăci, același mă caz. Eu de 4 ani. Îmi amărăs viața cu el. Până acum, în afară de câteva slobe vechi, n-a ajuns să deslujească niciuna. Și pe ale vechile, le amez în curță. Începe să citească un cuvânt și se încurcă de 10 ori în el. Ei! Orice înțeles, rămâne fără înțeles. Numai că pune mâna pe containerul de piatră și ne-am ce la ușă! Ai, ai, ai.
Ei, lasă-te blița și numai că mă ia-n pum! Nici viața mea nu e mai bună, Pafnutăci. Începe să silabisească un cuvânt și... apare păgânul! Grăzălatul! Pătorosul! El e mângâiat pe cap și eu după ceapă! Mi-a ștea urechile numai să-l pot muștrui pe tânzul ăsta soldățe! Dar eu, Pafnutăci, nu știu ce-aș face, l-aș biciui! Hai, dragul, mami! Hai, mamă! Nu vreau! Hai, cât te odihnește el! Pune-te și învață-mă, că așa de ochi, eu mi-e dragul, mami, să ajungă la urechile lui cum te trudești tu, mama! Lași pe urmă! Pe urmă, tensori! Măsor! Ascultă-mă, mucă, să știi că eu mă apuc și învăț, dar pentru ultima oară să mă logodești chiar azi! O veni și ceasul vrerii lui Dumnezeu! A venit ceasul vrerii mele! Tu ești de vină! Tu m-ai scândărit, tu ești de vină, așa că eu stau în scaun și învăț. Lasă, dragul mami, și eu stau uite aici lângă tine. Și lucrez o punguță frumoasă, frumoasă, ia uite aici. Stai tu unde pune banii Sofiușchi. Ia de ta, blancoa! Guzgan, dragii mei, tu rege să scriu. Coconașul binevoiește să latre fără motiv? Dumnezeule, nu mai are drept băiatul acum nici să-l ocărească pe Pafnuț, zici că și sări țandăra. Dar nu mi-a sărit cu goală, nu mi-a sărit. E un vechi proverb rusesc, câinii latră și vântul trece. Hai, dai drumul cu lecția. Așa. Pune-mi întrebări din urmă. Din urmă? Din urmă. O, părnașule, tot din urmă, tot cu cei din urmă, o să ajungi toată viața! Ce-i treaba ta, Pafnutici? Sunt foarte bucuroasă că lui Mitrofanu și că nu-i place să o ia înainte. Da, cu mintea lui asta scăpărătoare, Doamne, unde ar ajunge? Da, problema! Da, problema. Să zicem că facem un drum împreună. Nu vreau! Îl luăm cu noi și pe Sidonici. Nu! Ba da, se-l luăm. Am găsit trei. Ce trei? Trei. Am găsit pe drum 300 de ruble. Una. Una? Două. Sute de ruble! Ia să socotim cum faci. Da, o dată trei? Trei! O dată... zero? Zero? Fac... zero! Zero! Ce faci tu acolo, dragul mami? Am găsit 300 de ruble și trebuie să-i împart la trei. Ce te iei după inimosul? Ai găsit banii și ții pentru tine, nu-i împarți cu nimeni, Mitrofanușca! Doamne! Nu-ți mai băga tu un cap învățătura asta neghioabă! Alta! Auzi, Pafnuti, ce avem altă problemă? Scrie, conașule, pentru lecțiile pe care ți le dau, mi se dă 10 ruble. 10 ruble? E de pomană, dar dacă ai prinde ceva de la mine, n-ar fi păcat să mi se mai adauge încă 10 ruble la leapă. Bine, încă 10 ruble la leapă. Să socotim cât faci. Odată, zero ori una, parcă... Nu te mai osteni degeaba, că nu mai adaug nici nu bani și nici n-am de ce. Nu, asta nu e învățătură, dragul, asta e un chin și o porcărie pentru tine. Dacă nu sunt bani, ce să numărăm? Dacă sunt la schi, numărăm noi și fără Pafnutici. Ajunge zău, Pafnutici. Ajunge. Două probleme sunt rezolvate, doar nu o să-l pui la control. Hai, lasă, Pafnutici. Nu fii tu supărat. Că mă buca știe să numere și pe ele. Hai, Cutechin, învață-mă lecția de ieri. Să începem întâi cu o binecuvântare. După mine, cu mare băgare de seamă. După tine, cu mare băgare de seamă.
bun! Dobitoc? Vă să zic că nu sunt decât un dobitoc. Vă să zic că nu sunt decât un dobitoc. Și nu un om. Și nu un om. Rușinea oamenilor. Rușinea oamenilor. Ai! Acum, feteu, for să moare copilul. Du, maica mea, ai milă de puiul tău care l-ai carat 9 luni, cum am zice, în interior, a 8-a minune din lume. Donește pe acești blestemat răufăcător. Dintr-o înțelepciune ca lor nu poate să iasă decât un topitoc? Pentru asta are și dispozițion? Ai dreptate, da, madame, ce ai dreptate. Dacă învățătura e un chin pentru capul lui, din partea mea ar putea să se lase pe gubaș. Mămucă, dar eu trebuia să mă las de la început, să știi. Rășit și slavă Domnului! Dumnezeu să fie cu el. Și așa, da, madame, ce aseară a mâncat și de fii s-a plecat. Judecă și dumneata cu com și-a îndopat purta peste măsură și nu-i bine. Iar la el căpșorul îi mult mai slab decât purta. Și dacă îl îndoapă prea tare, Doamne ferește, îi se pleacă și la cap. Ai dreptate, da, madame. Dar ce pot să fac? Ia uite că un copil fără carte, dacă se duce la Petersburg, ar putea să se spună că e prost, nu? Asta au prea mulțit deștepții și mă tem de ei. Nu-ți fie teamă cu con, oamenii deștept. Fii sigur, n-au să stea de vorbă cu el niciodată. Numai el să nu se țină după oameni deștept. Și atunci o să aibă o tihnă dumnezeiască. Ai auzit, Mitrofanușca, unde ești, mamă? Aici, mamucă. Ai auzit cum trebuie să trăiești tu pe lumea asta? Da, păi eu nici nu prea atrag la oameni deștepți. Față, Sica, o să ai societatea ta? Da, madame, dar de unde s-o iei? Da, dar nu-ți pierde nădejdea cu con, ca neprețuitul fiu al dumitale sunt în lumea asta milioane. Cum să nu-și găsească o societate? Nu să fie, da, madame, și milioane, ca băiatul meu? Doamne, podoaba ca ăsta mai rar, ia uite la-l cum să-mi fac. Și-ar fi și mai și, dacă nu l-ar fi ăștia cu învățătura lor. Auzi, gramatica rus? Aritmetica, Iezus Maria, cum de mai rămâne suflet în trup? Parcă un nobil rus nu poate să afranseze și fără abecedarul rus? Lovit chiar tamblaua și umplat saliva! Parcă până la aritmetica oamenii ar fi fost niște nenorociți, niște lătărăi? Putreziți-am oasele scârboase, îmi cască odată în labă! Vorba e să știi, să trăiești în lume, ei... Cunosc lumea. Ich, sunt un om umblat. Cum să nu o cunoștea, da, madame. Păi numai la Petersburg, cred că ești sătul din câte ai văzut. Destul cu col. Când dă-te Dumnezeu un copil bun, băiat, elev de boier model, de trei ani mă lupt cu căpățâna lui. Și nu e în stare să numere până la 3. Același mă caz, papnute. Același mă caz. Eu de 4 ani îmi am arăt viața cu el. Până acum, în afară de câteva slove vechi, n-a ajuns să deslușească niciuna. Și pe ale vechile, le încurcă. Începe să citească un cuvânt și se încurcă de 10 ori în el. Ai, orice înțeles, rămâne fără înțeles. Numai că pune mâna pe containerul de piatră și neamțe la ușă. Ei, lasă tăblița și numai că mă ia în pum. Nici viața mea nu e mai bună, papnutăci. Începe să silabisească un cuvânt și apare păgânul! Trăgălatul! Pătorosul! El e mângâiat pe cap și eu după ceapă. Mi-a știa urechile numai să-l pot muștrui pe tântul ăsta soldățenice. Dar eu, papnutăci, nu știu ce-aș face,
Crașbițuie! Bărbăie! Hai, mama! Hai, dracu, mami! Hai, mamă! Nu vreau! Hai, cât te odihnește el! Pune-te și învață-mă că așa de ochi lumii, dragu, mami, să ajungă la urechile lui cum te trudești tu, mama! Da, și pe urmă? Pe urmă, tensor! Măsor! Măsor! Măsor, mamă! Ascultă, mămucă, să știi că eu mă apuc și învăț, dar pentru ultima oară să mă logodești chiar azi. O veni și ceasul vrerii lui Dumnezeu. A venit ceasul vrerii mele. Tu ești de vină. Tu m-ai scândărit, tu ești de vină, așa că eu stau în scaun și învăț. Așa, dragă mami, și eu stau uite aici lângă tine. Și lucrez o punguță frumoasă, frumoasă, ia uite aici. Stai tu unde pune banii sofiușchi. Ia de ta, bancoa! Guzgan, de regime! Pune ce să schimb! Coconașul binevoiește să latre fără motiv? Ei, doamne Dumnezeule, nu mai are drept băiat acum nici să-l ocărească pe pap, nu știi chiar și să-i sandara! Dar nu mi-a sărit cu goană, nu mi-a sărit! E un vechi proverb rusesc, câine latră și vântul trece! Hai, dai drumul cu lecția! Pune-mi întrebări din urmă! Din urmă? Din urmă, da. O, cornașule, tot din urmă, tot cu cei din urmă, o să ajungi toată viața! Nu-i treaba ta, Pahnutici! Sunt foarte bucuroasă că lui Mitrofanu și că nu-i place să o ia înainte. Da, cu mintea lui asta scăpărătoare, doamne, unde ar ajunge? Da, problema! Problema! Da, problema! Să zicem că facem un drum împreună. Nu vreau! Îl luăm cu noi și pe Sidonici. Nu! Ba da, se-l luăm. Am găsit trei. Ce trei? Trei. Am găsit pe drum 300 de ruble. Una. Una? Două. Sute de ruble! Ia să socotim cât faci! O dată... trei? Trei! O dată... zero! Zero? Fac... zero! Zero! Ce faci tu acolo, dragul meu? Am găsit 300 de ruble și trebuie să-i împart la trei. Ce te iei după inimosul? Ai găsit banii și ții pentru tine, nu-i împarți cu nimeni, Mitrofanușca! Doamne! Îți mai băga tu un cap învățătura asta neghioabă! Alta! Auzi, Pahnuti, ce avem altă problemă? Scrie, conașule, pentru lecțiile pe care ți le dau, mi se dă 10 ruble. 10 ruble? E de pomană, dar dacă ai prinde ceva de la mine, n-ar fi păcat să mi se mai adauge încă 10 ruble la leapă. Bine, încă 10 ruble la leapă. Să socotim cât facem. Odată, zero ori una, parcă... Nu te mai osteni degeaba, că nu mai adaug nici nu bani și nici n-am de ce. Nu, asta nu e învățătură, dragul, asta e un chin și o porcărie pentru tine. Dacă nu sunt bani, ce să numărăm? Dacă sunt la schi, numărăm și fără Pahnutici. Ajungeți de-o, Pahnutici. Ajungeți. Două probleme sunt rezolvate, doar nu o să-l pui la control. Hai, lasă, Pahnutici. Nu fii presupărat. Că mămuca știe să numere și pe rămâne. Hai, Cutechin, învață-mă lecția de ieri. Să începem întâi cu o binecuvântare. După mine, cu mare băgare de seamă. După tine, cu mare păcare de seamă. Nu sunt decât un vierme. Nu sunt decât un vierme. Un vierme!
că nu sunt decât un dobitoc. Va să zic că nu sunt decât un dobitoc. Și nu un om. Și nu un om. Rușinea oamenilor. Rușinea oamenilor. Ai. Acum, feteu, for să moare copilul. Du, maica mea, ai milă de puiul tău care l-ai carat 9 luni, cum am zice, în interior, a 8-a minune din lume. Gonește pe acești blestemat răufăcător. Dintr-o înțelepciune ca lor nu poate să iasă decât un topitoc? Pentru asta are și dispozițion? Ai dreptate, da, madame, ce ai dreptate. Dacă învățătura e un chin pentru capul lui, din partea mea ar putea să se lase pe gubaș. Mămucă, dar eu trebuia să mă las de la început, să știi. Rășit și slavă Domnului! Dumnezeu să fie cu el. Și așa, da, madame, ce aseară a mâncat și de mii s-a plecat. Judecă și dumneata cu con și-a îndopat purta peste măsură și nu-i bine. Iar la el căpșorul e mult mai slab decât purta. Și dacă îl îndoapă prea tare, Doamne ferește, îi se pleacă și la cap. Ai dreptate, Adam Adamuș. Dar ce pot să fac? Ia uite că un copil fără carte, dacă se duce la Petersburg, ar putea să se spună că e prost, nu? Asta au prea mulți deștepți și mă tem de ei. Nu-ți fie teamă cu con, oamenii te ștept. Fii sigur, n-au să stea de vorbă cu el niciodată. Numai el să nu se țină după oameni deștept. Și atunci o să aibă o tihnă dumnezeiască. Ai auzit, Mitrofanuș, că unde ești, mama? Aici, mamucă, ai auzit cum trebuie să trăiești tu pe lumea asta? Da, păi eu nici nu prea atrag la oameni deștepți. Fa să zic că o să ai societatea ta? Da, madame, dar de unde s-o iei? Da, dar nu-ți pierde nădejdea cu con, ca neprețuitul fiu al dumitale sunt în lumea asta milioane. Cum să nu-și găsească o societate? Eu să fie alea, madame, și milioane, ca băiatul meu? Doamne, podoaba ca ăsta mai rar, ia uite la-l cum stă-n cap. Și-ar fi și mai și, dacă nu l-ar slăi ăștia cu învățătura lor. Auzi, gramatica rus? Aritmetica, Iezus Maria, cum de mai rămâne suflet în trup? Parcă un nobil rus nu poate să afranseze și fără abecedarul rus? Lovite-ar tamplaua și umplat să limba! Parcă până la aritmetica, oamenii ar fi fost niște nenorociți, niște nătărăi? Putreziția oase înscârboase, în casă odată în labă! Vorba e să știi, să trăiești în lume, ei... Cunosc lumea. Ich, sunt un om umblat. Cum să nu o cunoști, Adam, Adamuș? Păi numai la Petersburg, cred că ești sătul din câte ai văzut. Destul, cucon, prea destul. Mi-e plăcut întotdeauna să mă uit la public. Sărbătoarea la Katrinhof era înghesuiara de careta de boieri. Mă uitam și mă tot uitam. Nu m-am dat jos niciodată de pe capra. Oh! De pe capra, da, madame? Ai, ce prostine și din cură. Păi știți, cucon, întotdeauna se vede mai bine de sus. Mă urcam în câte o careta ca să mă uit la lumea bună de pe capra. Păi desigur că se vede mai bine de pe capra. Un om deștept știe pe ce trebuie să se urce. Oh! Neprețuitul dumneavoastră moștenitor o să știe și el să se cațăr în lume ca să fata și să fie făsut. Isteți la el în astâmpărata ca o mânza sălbatic. Ies, zăfort. Zăfort. Dragul mă, care tare-i copil, Adam, Adam, și doar mâine pui medicinele tău. Mă duc după ea cine știe din zbor, dar știe să nu ne supere musafirul, știi? Sărcut, madam, sărcut! Pastărea stâmpărata, fiți cu ochi la el! Vine, Adam, Adam, vine! Ce fălci! Limba vicleană! Ce fărânjiți la mine peste fenchi! Ce timp cruz pricinele cu cuvea sălbatică! Bufniță plestemată! Ce tot dai din plate? Să bate joc de mine sau ce?
Mănânci toată ziua, totul, nu lași pe nimeni să trăiască pe lângă tine. Spune la omul, te umfli și... Îți ies din gură, numai cu noi, spurcatule! Cum îndrăzniți să vorbiți așa, un om înfațat ca mine, că strict pasător! Aaa, o să-ți dăm onorul, eu cu tăplința! Și eu cu ceaslopul! Să mă plâng de dumneavoastră! Ce am să scrâmb mutra în cinci? Îți spărând dinții, ticălosule! Ai, ai, ai! Unde? Așa, așa la tălpășița din dorul! Aaaa! Ia-ți smarie! Ia-ți smarie! Ai, ești cracanatule! Tu ești cracanatule! Cumpleți fruta ce este fruta! Ai, ceapă, ține-o mâna pe tine! Ceapă! Credeți că mi-e frica de voi? Cred, tot am titule! De-aia te luată pășița! Mai sunt mulți topitoci ca tine acasă? Trimite-i încoace pe toți cărcălatule! N-ați fost în stare doi pe unul de nimic? Magarițule! Mă simt în stare să omor 10 odată! Pune-mi așa că până mâine dimineață își nochezi pe toți din bătaie! Magariți bătrân! Ce? Să-i spun să nu ești bătrân! Eu bătrân! Dă-i la drac! De unde ești? Din Moscova, un curier. Între ce stând? Să fiu șcăiadă, măchelare, sunt încolo pe masă, în carte. E, probabil că îmi scrie despre ce mi-a propus la Moscova. Nu cunosc pe Milan, dar când înaintea lui este prietenul meu cel bun și când toată lumea îl se cuntește cinstit și vedem dacă inima lui e liberă. Abia acum am aflat, are sub comanda lui o unitate din Moscova. El caută o întâlnire cu dumneavoastră, îi fi fericit dacă vă va vedea. Dați-vă o stenală să cunoașteți felul lui de a gândi. Desigur că altfel nici nu a mărit cu el. Și gen, dacă inima lui e liberă, abia acum am aflat, are sub comanda lui o unitate din Moscova. El caută o întâlnire cu dumneavoastră, îi fi fericit dacă vă va vedea. Dați-vă o stenală să cunoașteți felul lui de a gândi. Desigur că altfel nici nu a mărit cu el. Veți găsi prietenul dumneavoastră sincer, nu? Scrisoarea asta este pentru tine, Sofiușca. Ți-am spus că mi s-a vorbit la Moscova despre un tânăr inimos și... Dar ce cu tine? Văd cuvintele mele de tolbura, mai băgat-o de seamă. Uite-le, vezi că pot să spun ceva de dumneata? Am să mă... Dați-mi voie să vă prezint pe domnul Milan. Milan! Ei, iată, uite cum s-a nimerit. Un bun prieten al meu. Mă voi socoti fericit să mă știu demn de bunăvoința dumneavoastră. Se pare că un contrecestă nu se rudește cu dumneata. Da, mi-este unchi. Mă bucur să cunosc un tânăr destoinic, unchiul dumitale. Mi-a vorbit despre dumneata, te prețuiește foarte mult, merite deosebite. Da, și-a făcut obiceiul să fie prea binevoitor față de mine. La anii mei și cu situația mea ar fi o îngânfare de neiertat. Să socotesc meritate laudele cu care oamenii încurajează un începător. Sunt sigur că prietenul meu vă va câștiga bunăvoință. Mi s-a vorbit despre curajul dumitare de ostaș. Da, mi-am făcut numai datoria. Ai fost pe câmpul de luptă, ți-ai riscat viața, nu? Ca toți ceilalți camarazi ai mei. Curajul este o însușire a sufletului, căruia soldatului i-o cere comandantul, iar ofițerului onoarea. După dumneata, curajul adevărat este numai cel militaresc. Nu, nu.
Vitejia nu aparține numai ostașului care pleacă la atac împreună cu ceilalți camarazi, nu? După unirea mea părere, funcționarul care are curaj să-i spună țarului adevărul chiar dacă l-ar supăra, este pentru mine la fel de erou. Înțeleg spiritul de sacrificiu. Și acum trebuie să-l înțeleagă și-l căridai. Vreau să te îmbrățișez. Așa gândesc și eu, sunt prietenul oamenilor cinstiți. După toate câte mi-ați spus, fericirea mea este în mâinile dumneavoastră. Da, în mâinile. Fericirea mea este de a avea de soție pe scumpa dumneavoastră nepoată. Sofiușca, îți prezint pe logodnicul tău. Fericirea mea imensă, mă. Mă, de fi cineva mai fericit ca mine. Hop și eu. Și cauză aici. Am cauză de necazurile mele. Cu ce pot să-ți fiu eu de folos? Cu două vorbe. Care vorbe? Strângându-mă tare la piept și spunând că Sofiușca e a mea. Te-ai gândit la ce spui? Ia mai gândește-te odată. Pe lângă faptul că mie nu-mi place să mă gândesc de două ori, n-am obiceiul să mă gândesc nici de prima dată. Și dacă dumneata n-ai să faci prostia să te gândești deloc, atunci Sofiușca e a mea. ciudate vorbe. Nu pari un om lipsit de minte și totuși cum îți închipui că am să pot da pe Sofiușca după un necunoscut? Cum necunoscut? Păi dacă nu știu cine spune, spun eu. Sunt Taras Cotinin și nu sunt ultimul. Neamul Scotinilor e mare și vechi. Dar mă faci să cred că este mai bătrân chiar decât Adam. Nu cu mult, dar mai bătrân. Mă întreb, cum poți să-ți alegi o mireasă din alt neam decât al Scotinilor? Ha, păi dumneata nu faci socoteală. Ce fericit o să fie Sofiușca cu mine, pentru că ea ești o boieraică mică și eu sunt un boier mare. Din cauza asta ai rămas neînsurat. Nu, că acum am hotărât, gata. Poate să vorbească fiecare că Scotinul n-a luat o mare boieroaică, dar mie nu-mi pasă. Te gândești ce o să zică Sofiușca, că nu o să audă că s-a însmăritat cu unul din neamul Scotinilor? Da, mă gândesc că o astfel de nepotrivire v-ar putea nenoroci pe amândoi. Ăsta ce se bagă? N-o fi cumva vreun rival? Cred că da. Păi care din noi e mai caragios? Eu văd care-i caragiosul. Mechele, jme! Adineau că deam că nu s-a surdici cu prăjina de la noastră. Nu scoteai o vorbă și acum de în timp îmi place să bați mereu de mine. Șase oamenii se schimbă de la un ceas la altul. Păi, dar eu acum un ceas tot Scotinin eram. De ce erai așa de mânios? Aveam o pricină. A, știu că eu la mânie sunt și eu la fel. Eu vin acasă și găsesc cocinile în dezordine, mi-ies din sărite. Dumneata, să nu te superi, ai găsit casa lui soră mea ca o cocină și acum guiți. Dumneata, ești mai fericit decât mine. Pe mine oamenii mă emoționează. Pe mine porci. Cred că nu scăpăm de lecție. Am venit, tăicuțule, să te obosim acum cu rugămintea noastră a tuturora. Plecăciunea cuvenită. Ce rugăminte, Popoan? Aș ruga mai întâi ca toată lumea să binevoiască să stea jos. Iată despre ce este vorba, tăicuțule. Pentru rugăciunile părinților noștri, nouă păcătoșilor, ne-a dăruit Domnul Dumnezeu, nu știu cum să-i mulțumim, pe Mitrofanușca. Da. Am făcut tot ce am putut ca să ajung așa cum vedeți. Nu binevoiți să luați sarcina, ci să vedeți cât e de învățat. Mă
auzit eu că învață ceva, am auzit și despre profesori. Nu dau eu seama ce știință de carte o avea dacă învață cu cutechii și cu țăfărchii. Da? Aș vrea să știu ce l-a învățat Neamț. Din toate științele, taicuțule. Absolut din toate. Orice vrei, din orice. Da, e, să vedem din ce. La gramatică e bine? Da, văd, asta este o gramatică. Da? Și ce știți din ea? Ei, multe. Știu substantiva și adjectiva și asta știu. Ușa, de exemplu. Ce este ușa? Substantiv sau adjectiv? Ușa este... Care ușă? Care? Aia este adjectivă. De ce? Fiindcă este pusă la locul ei. Ușa de la camare este de 5 săptămâni nepusă în balamale, aia e deocamdată substantivă. Mătărerea de la ideale cuvântul prostului e adjectivă pentru că e pus la locul ei. Așa e. Ei, ce zici, tăicuțe? Cum e băiat? Nu, la gramatică e tare. Da, cred că numai puțin și la istorie. Băi, tăicuțe, dar când era mic, el era mort după istorie, mort era. Păi Mitrofanușca seamănă cu mine. Nici eu nu pot să închid ochii noaptea până când nu-mi citește odăiașul o istorie. E meșter puiul de cățea, nu știu de unde le-l scoate. Dar pe Adama, Adamă, cea-l nostru, nu-l întrece nimeni. Da, și ați ajuns departe la istorie. Păi depinde de istorie. Unele istorii zbor peste mări și țări până în țara zmeului. Istorie de asta te învață Brahman. Da. Brahman, mi se pare cunoscut. Oare tot așa studia și la geografie? N-auzi, răcuțule, ce știință mai e și asta? Să te unde vrei să știu eu? Nu te încăpățâna sufletelul, acum trebuie să te arăți. Nu pot să mă desfășesc, mamă, că ce mai trebuie să vreți? Nu mai spus, tăicuțule, că se cheamă știința aia? Geografie. Auzi, mamă, ce că e orografie. Doamne, Dumnezeu, dar ce mă arată să-mi fac? Vă spun, mă arătă tăicuțule și spune ce știință. Mai e și asta, că el ți-o povestește numai decât să știi. Toată. În scrierea pământului eu. Nu pot să spun asta. Mai întâi e de știut, tăicuțule, la ce o fi slujind și asta. Știi, încotro s-o apuci dacă vrei să călătorești. Tăicuțule, asta este meserie de vizitiu. Asta nu-i știință pentru stăpânul ori. Da, stăpânul șoade în caretă și spune vizitiului dumă într-acolo și el te duce într-acolo. Crede-mă, tăicuțule, asta pe care nu le știe Mitrofanul și ca să ne știe nimic, ori da? Așa e cu coală, proștii întotdeauna. Să liniștesc ceea ce nu știu ei, spun că sunt niște nimicuri. Da. Păi dovada, dovada că învățătura e un fleac, o dă și unchiul va vi la fale legi. Da, de știință de carte de la el n-a auzit nimeni niciodată nimic. Nu-i vorba că nici el n-a vrut să audă de la alt nimeni nimic. Dar ce cap avea? Ce fel de cap? Judecă și dumneata. Să vezi ce s-a întâmplat cu el. Mergea călare iute în buiestru. Da. Și a vrut să intre pe poartă. Da, furisitul era înalt și bolta porții scundă și de piatră. El a uitat să plece. Unde mi se plesni odată? Unchiulețul cu fruntea de bolta de piatră și s-a întins lat cât era de lung. Calul vesel a plecat spre cerdac. Unchiulețul s-a plesnit cu fruntea. Ei, spuneți-mi dumneavoastră, care om învățat ar fi rezistat cu fruntea lui la o astfel de plesnitură? E? Unchiulețul când s-a trezit fie țărâna ușoară, a întrebat numai dacă bolta porții a rămas întreagă. Dumneavoastră, domnule Scotin, singur susțineți că nu sunteți un om învățat, nu-i așa? Da. Da, în cazul ăsta fruntea dumneavoastră n-ar avea de suferit cât a unui om cu carte, nu? Eu zic să nu faci prinsoare. Cred că toți din neamul scotinilor sunt tari de cap. Da, da, așa e, dai bun. Așa e. Băi, ce mare scofală să fii învățat. Uite, dumneata, că ești așa deștept, nu? Și cât trebuie să muncești. Uite, am urmărea mă încoace, vă zic că iar ți-a adus un plic.
Iar un plic pentru mine și de ce nu-mi spune nimic? Dar spune acum. Vă rog să mă iertați. Cred că am primit ordine noi. Du-te, dragul meu, dar eu să știi că n-am să-mi iau un cărămas bun de la dumneata. Când plecați mâine dimineață? Mâine dimineață, pe la 7. A, tot mâine plec și eu, după ce, bineînțeles, am să vă însoțesc. Mă duc să dau ordine necesară. Ai văzut, drăguțule, cine mi-e Mitrofanul? Da, pe mine, iubitor, ai văzut cine sunt? Am văzut cum nu se poate mai bine. Atunci, totuși, ca ea mea. Nu! Cum? E, atunci am Mitrofanul, știa? Nu! Dar ce te împiedică? Păi cum s-a stricat treaba? Vreți să vă spun un secret? E locotită! O, Mestul Hară! A nebunit. Dacă zice că pleacă! N-am zis la 7! N-am zis la 7, zice! Mine mă scot cu noaptea în cap. O fie deștept, dar nici de un scoține nu scapă cu una, cu două. La 7. E, lasă că ne sculăm noi mai devreme. Cum vreau eu, așa are să fie la mine cu toții! Da, mă. Că tu. Da. La 6. La 6. Careta să fie în dos la cerdacul din dosul casei. O să nu întârzi, că uite, bine, să nu întârzi. Nu, mă, că nu, la 7. Tu, la 6! 6. Să nu îndrăzești să-mi ațipești toată noaptea. Stai de straj la ușa Sofiei. Când se trezește, dai fuga la mine. A, nici nu o să clipesc, maică. Tu, prietenul sufletului... Lasă mâța! Prietenul sufletului meu, fii și tu gata. Și lasă mâțele, mama. Trei slugi în odaia din fața dormitorului Sofiei. Două în sală pentru ajutor, ai înțeles? Așa am trebuit. Hai, duceți-vă la Dumnezeu. O dată trei slugi. Las că știu eu ce am de făcut. Unde-i necaze și îndurare, bătrânul are să se supere, dar iartă el fără să vrea și noi o să ne luăm ce al nostru. E plicul de care vorbea ieri, scorpia asta. Acum ești înarmat cu toate drepturile pentru ca să poți s-o pui la... Am ordin să pun sub epitropie casa și moșire la primul acestei furii al cucoanei. Ca să mai vede suferit cei care depind de ea. Găsesc oamenii. E plicul de care vorbea ieri, scorpia asta. Acum ești înarmat cu toate drepturile pentru ca să poți s-o pui la... Am ordin să pun sub epitropie casa și moșire la primul acestei furii al cucoanei. Ca să mai vede suferit cei care depind de ea. Găsesc oamenii slavă Domnului apărare. Și-a de greu să lupți cu prejudecățile dintre care josnicia... Lăsați-mi în pace, fraților! Canale, Igă. Veneam încoace spre conac, când văd acești căloși încercând să o ducă înspre careta, împotriva voinței ei. Să-mi spui imediat unde vreau să o ducă, atât fac răspunzătoare pe tine, Remeevna. Unde vreau să o ducă? Unde vreau să o cunere, necuțule? Din căloșilor, unde vă omoară pe toți în bătaie? Dar și nu mai sunt eu stăpân în casa mea? Ajunge să amenințe un străin ca ora asta și nu mai sunt luate în seamă poruncile mele? Nelegiuirea la care am fost smartor vă dau dreptul dumneavoastră ca unchi, dumneavoastră ca logodnic, ca logodnic, să cereți guvernului ca această mârșăvie să fie pedepsită cu toată asprimea. Am să te dau în judecată pentru că turburi ordinea și liniștea. Tupule, dar tupule, sunt vinovată, tupule, am păcătuită, tupule. Soțul și fiul nu se poate să nu fiu luat parte la această mârșăvie. Vinovat degeaba. Mă, sunt vinovat, unchiuțule. Ce asta, toată familia în genunchi? Capul supus sabia, nu-l taie, tătucule, nu mă prăpăti, tătucule! Tu ești mama mea. Tu ești mama mea cea adevărată. Fie-ți milă de mine. Fie-ți milă de mine, îndură-te. Îndură-te de mine și de bieții orfanii ăștia. Surme, tu ai nebunit? Da,
mare ar Dumnezeu să-ți dea toate fericirile ție și logodnicului tău iubit, dar la ce-ți folosește nefericirea mea? Nu ne vreau să o ieșitnirea ce mi s-a adus. Stătucule, iartă-mă pe tătua asta de mine, sunt un pietritor de om. Îngeri, greu să fii, dar nici diavol, cu coană. E de ajuns un singur cuvânt al dumneavoastră și nimic nu mai poate scăpa. Nu vreau pieirea nimănui. O să o iert. Ei, m-ai iertat! M-ai iertat, tupule! M-ai iertat! M-ai... Acum să pun eu mâna pe voi, slujile! Aveți altceva mai bun de făcut decât să vă bateți slujile? Dar și eu nu sunt stăpână pe slugii mele, casa mea? Credeți că le puteți bate ori de câte ori vă vine cheful, nu? Cum adică un scotinin n-are voie să-și plăznească sluga când poftește? Bravo! Ai vorbit ca un adevărat scotinin! Nu, doamnă! Nimeni n-are dreptul să asuprească! Nu are drept! Un nobil nu are dreptul să-și biciuiască sluga dacă vrea! Dar la ce s-a mai dat un cazul cu privire la libertățile noastre? Mare neștere la ticnuitul cazuri! Mi-a cam mie pe mine peste picior. Dar eu am să-ți arăt imediat cum îi pun pe toți la rând, până la unu! Hotoriți-vă, doamnă! În numele guvernului vă aduc la cunoștință un caz, potrivit căruia, datorită lipsei domniei a dumneavoastră și a soției dumneavoastră, vi se iau sub tepitropie casa și moșiile. Măi! Oh, măi! Altă nenorocire! De ce, mă rog? Ce eu? Nu sunt stăpână în casa mea! O stăpână lipsită de domnie. Plecați! Dar, doamne, de unde ați dat orgie, maica? Ce joare, maica, mă rog! Hai, ăsta se apropie de mine. Eu decât sub epitropie, mai bine o măcat. Nu că eu nu. Venisem pentru a face, că știți, logodnicul. Logodnicul? Păi, uite-l. Păi atunci eu ce mai caut aici? Sus în căruță și pe aici e drumul drăguț. Știi ce? Du-te la cocinile tale. Dar te sfătuiesc să te păzești, că așa tu te porți mai bine cu porcii decât cu oamenii. Păi milostive, stăpâne, cum să țin la oameni? Ăia prea fac pe deștepții cu mine, pe când între porci eu sunt cel mai deștept. Se duc la îndeplinire? N-am măcar un răgaz de 3 zile. Nici 3 ore. Bine zis, și te fac în 3 ore ce mai poți să descurci într-un veac? Dar cum o să te descurci data cu toate treburile gospodăriei? N-ai avea nicio grijă. Tot ce e străin va fi înapoiat cu ei se cuvine. Și datoriile cum le descurce? Nici dascări nu sunt plătiți de tot. Dascării sunt aici? Da, da. Cheamă-i încoace. Da. Să-l chem și pe neamț? Să vină toți! Îi mulțumesc eu pe toți, doamnă. Nimica, cucoană. O să fii și dumneata mai fericită când n-ai să mai poți să faci atâta rău. Mulțumesc, deja minostenie, tățucule. A ce mai sunt eu bună când mi-s mâinile legate în casa mea? I-am adus pe toți grămadă, tătucule. Chemat-o-n pus și vreșa moasă! Ralmane! Tu ești! Ai, milostive, stăpân! Sunteți bine sănătos! Îl cunoașteți? E, bine că nu mi-a fost 5 ani vizitiu. Alalt profesor. Așa vreau, mă, profesor, ai? Te credeam om, de treabă, nu te bagi acolo unde nu te pricepi. Dar ce să fac, Iisus Maria? 3 luni de zile am umblat pe Moscova, fără slujbă, n-avea nimeni nevoie de mine. Aveam de ales ori să mor de foame, ori să mă fac profesor. Și m-am făcut profesor. Din voința guvernului, fiind epitrop al acestei case, vă concediez. Asta ne mai lipsea. Păi dacă trebuie să ne concediați, trebuie mai întâi de toate să ne socotim. Da, ce dorești dumneata? Păi, milostive domn, socoteala mea nu e deloc mică. Pentru jumătate de an de învățătură,
pentru ghetele tocite cât am venit degeaba. Pentru banii care trebuia să mi dea pentru... Lăcomia strică omenia cu tehine. Să dacă e vorba să vorbim, ce-a mătat Mitrofanușca de la el, ce? Păi asta e treaba lui, oameni. Și dumitale, ce ți se datorează? Mie? Nimic. Păi lui s-au dat 10 ruble. 10. Pentru un an. Pentru al doilea an n-am primit nicio pană. Pentru cele 10 ruble am tocit cizme noi. 2 ani. Tragem linie și facem socoteala. Cizmele, dar cizmele, dar pentru învățătură? Nimic. Cum nimic? Pentru că nici de el nu s-a prins nimic. Totuși trebuie să primești ceva pentru strădania, dumite. Lumineția voastră, am slujit pe împărat 20 de ani. Am fost plătit. Pomană nu cer și nici nu iau. Iată, într-adevăr, un om cum se cate. Nu ți-e rușine cu Teichen. Ai, de păcătosul meu cap, m-am făcut de ocară. Primește de la mine pentru sufletul tău cinstit, omule. Dacă mi-i dăriți, îi primesc. Asta e altceva. Dar, fără muncă, nu primesc nimic, niciodată. Ia-i, omule. Dar pentru așa atâta mare bunătate. Pentru că nu semen cu Teichen. Păi nu v-am spus? Sunt soldat! Drum bun! Iar tu cu Teichen, yeah, să te osenești mâine să treci pe ei, să te socotești chiar cu stăpâna dumitale. Tocmai cu ea! Tocmai cu ea! Atunci nu mai plăti nimic! Milostive stăpân, nu părăsiți sluga dumneavoastră, luați-mă înapoi! Vreau cu profesoratul tău, ai fi uitat să te urci pe cap, nu? Uitate unde? Câtă vreme am trăit la stăpânii ăștia, am crezut că trăiesc între mursoga! Careta dumneavoastră e gata. Urcă-te pe capră, Valmăne! Am voie să-mi iau mascun și să ne vedem cu bine. Toată fericirea la care au dreptul inimile cinstite. Mitrofanușca, dragul mami! Ce? Tomatul meu e mai rămas, dragul mami, pe lumea asta. Ia mai slăbește-mă cu dragostea, mă, că ia, lasă-mă. Ce te-a găsit de mine acum? Puiule, cum și tu te lepezi de mine, puiule? Ești străvitule! Știu eu ce fac cu tine! Te bag la stăpâni! Vedeți de partea mea, eu mă duc unde mă plin! Stăpân! M-au prăpădit ăștia. Mi-au luat tot. Tot mi-au luat. Pe cine mai ocărăsc eu? Pe cine mai snopesc eu? Cui mai poruncesc eu, Doamne Dumnezeule, când mai pot să scot capul în lume? Mi-au luat puterea. Mi-au